gol averaj în play-off 11-6. Minge înaltă, Fistei, gol! Minutul 27. Până la urmă este gol. Putan Aer. Frumoasă execuția, acum Fistei chiar că este golgeterul echipei, cu 8 reușite. Aplaudă Leo Grozavu, cred că pentru el personal e o miză să nu piardă nicio partidă până la finalul acestui sezon. Sabau a încercat să îndepărteze pericolul la centrarea lui cu Adio. Minge a ajuns perfect la Fistei, care l-a executat pe portarul Dincă. Este primul șut cu adevărat sănătos pe poarta Stelei. Iată a venit execuția în minutul 27. Tennyson. Ștefanović este cel care bate. Doar al 13-lea meci al Puștului în acest sezon. Minge care se duce în bară și este 2-0. Este golul lui Harrison din minutul 39. Gol simplu al britanicului. A opta s-a reușit, la fel cum și Fristea a marcat a opta oară. Este însă al treilea gol în ultimele patru meciuri. N-a marcat în deplasarea trecută de la Buzău. Marchează Shayon Harrison. El a venit din Liga a treia engleză, de la Morecambe. Voia să plece, extrem de nemulțumit că nu a fost folosit într-o partidă. Voia să plece și a anunțat însă că își prelungește înțelegerea. Până la urmă va juca și sezonul, și sezonul viitor în Superliga. Matia Cataneț este cel care a lovit primul cu capul, fundașul central al moldovenilor. Este 2-0 la pauză și